Bună taur, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 22-28 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Taur, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Taur în această săptămână. Bun. Este o săptămână în care taurul se poate confrunta la locul de muncă cu o veche problemă sau poate reapărea în atenția ta vreo problemă de sănătate da? pe care, uite, acum poți să o rezolvi. Chiar ai ocazia să faci asta. Da? Pe de altă parte, dragi tauri, știu că a început sezonul vostru, vă urez la mulți ani, să aveți parte de tot binele din lume, însă vreau să menționez faptul că săptămâna aceasta avem o, avem o lună plină în, în scorpion. Nu știu de ce zic eu o eclipsă, poate eclipsa aia care s-a produs pe 8 aprilie v-a apăsat niște butoane acolo și poate nu s-a întâmplat nimic, dar în schimb ați conștientizat-o, ați început planul în secret, acolo, voi. Uh, Luna asta plină din Scorpion, uh, să știi că activează o axa relațiilor, n-am ce să fac, da? axa 1-7, da? Scorpionul e casa 7 e casa celorlalți. Și acolo pentru tauri zic eu că fie șeful ia o decizie, fie este vorba despre o decizie a partenerului tău, dar e cu un sfârșit, da? ceva se eliberează. Unii tauri, cine știe, voiați de mult timp să vă dați demisia și uite acum se arată la orizont, să zic așa, oportunitățile. Da? Uite, acum se întâmplă minunea. Pentru alți tauri poate să fie vorba despre o rupere a unei relații, mai ales acolo unde lucrurile nu mai funcționează. Tot repet aceste da, informații. Cumva taurul reușește să se elibereze dintr-o relație poate toxică. Da? Însă, pe de altă parte, este și un moment în care o să intri în contact cu foarte mulți oameni. Însă, vezi tu, eu cred că toată povestea asta ține și de tine, pentru că este o perioadă în care tu nu mai accepti absolut orice. Este o perioadă în care vrei să te reinventezi, reacționezi total ciudat, ești nonconformist, ești energic, ai multă intuiție și e posibil să-i surprinzi și pe ceilalți. Da? Însă, pentru unii tauri este vorba despre o decizie care se ia undeva la nivel înalt da? și care vă impactează, să zic așa. Pentru că vedeți voi e despre o relație importantă. Da, despre o colaborare importantă. Unii din contra, da, deci dacă lucrurile sunt bune în relație, uite acum puteți să luați hotărârea cea mare, să vă logodiți, să vă mutați împreună, să faceți copii, fiecare cum cum știe viața, dar repet, acolo unde lucrurile nu mai funcționează, na, se dă startul poate unei perioade, când nu neapărat pe 24 aprilie, când are loc luna plină în Scorpion, să te și desparți sau să dai demisia sau să apară o rupere a unei colaborări. Nu, deci poate să fie pentru tauri. startul unei astfel de, de, perioade, da? de purificare și e de bine, nu-i dă rău, da? nu-i de rău. Poate sunt niște relații în care nu erai valorificat, Poate să fie și asta și uite vești bune, începând cu 26 aprilie, mercur este oficial în mers direct, deci uh, uh, taurul poate să resimte așa că lucrurile funcționează mai bine. Um, poate chiar relația cu divinitatea se îmbunătățește. Poate taurul începe și mai comunică, nu foarte mult, dar așa, oricum se, se mai schimbă acolo lucrurile și bineînțeles că uite acum taurul începe să vadă mai clar o poveste de iubire, începe să începe să vadă mai clar o colaborare, începe să vadă mai clar lucrurile și parcă acum ți se deschid așa porțile ca să te informezi vin oameni către tine, vin informații către tine. Da și asta asta e ok. Din punctul meu de vedere. Și bineînțeles că ă, finalul de săptămână este puțin aglomerat pentru voi, nu într-un sens negativ, însă eu văd că veți găsi niște soluții, da, săptămâna aceasta, dar, vedeți voi, soluțiile astea tot de eliberare, de închidere. Deci e ceva ce se repetă în viața taurului și de acolo pornește tot. De acolo pornește tot. să repet, pentru unii eu cred că sunt lucruri care nu țin neapărat de voi. Da? Bun, hai să vedem și arhanghelii ce zic pentru Taur. V-am zis, soarele deja fiind în zodia voastră, deja începeți să vedeți lucrurile mai clar, deja vi se luminează mintea, deja ziceți, o, oh, stai așa, că nu e așa. Hai să vedem, dragi Tauri. Avem protecția dumnezeiască, infailibilă, deci tot e o protecție foarte mare săptămâna aceasta, da? numărul 50, foarte important sau cifra 5. Deci e o schimbare aici pentru Taur. Se ajunge într-un punct în care se ia o hotărâre, ori în stânga, ori în dreapta. Culorile importante. Albastru, galben sau auriu, roz. Iar Arhanghelul Mihail este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare te protejezi împotriva nedreptății și te ajut să te deschizi către ceea ce este etern și nepieritor. Sunt gata să-ți întind o mână de ajutor oricând te afli în necaz. Îți dau puterea să mergi înainte pe calea binelui, a dreptății și a adevărului. Deci tu săptămâna aceasta începi să-ți dai seama ce e de durată și ce nu. Ai ajutor Indiferent de situația în care te vei afla și de asemenea vei avea puterea săptămâna aceasta să mergi pe calea binelui, a dreptății, a adevărului. Foarte frumos. Hai să vedem și tarotul ce transmite pentru Taur, ce trebuie să știți voi 22-28 aprilie pentru Taur. Ce trebuie să cunoașteți? pentru taur. Prima carte a ieșit este regina de Bâte. e Wow! Ok, puterea. Mm. Marele preot, nebunul, da. Este un moment în care taurul îi surprinde pe ceile. Îi surprinde pe ceilalți. Um, o legătură văd aici cu Zodia Leu pentru unii, dar și o săptămână de putere. Acum pot apărea și lupte, dar poate să apară și pasiunea, depinde de fiecare. Însă văd aici că e clar faptul că tu ești pregătit să lupți pentru sufletul tău. Ești pregătit săptămâna asta să faci mari progrese pentru inima ta. O luptă care se închide. Regina de băte. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgătător. Într-o relație, e foarte multă pasiune săptămâna aceasta, dar în același timp, e ca și cum taurul se pregătește de o petrecere, se pregătește să sărbătorească. Poate să fie și asta. Însă, pentru unii, vedeți că e vorba de o rivală, adică fie de o femeie sau o persoană pe care nu o suportați sau, nu știu, persoana aia vrea același loc de muncă ca și voi sau, nu știu, concurați, da? Poate și de aici apar lucrurile. Însă văd eu că o femeie are un rol important. Este o femeie, pe de altă parte, energică, cineva care, uite, îți poate da un sfat privind relația ta sau te poate ghida, te poate ajuta, și avem aici justiția la baza manifestărilor tale. Deci justiția vine cu o eliberare, o legătură cu zodia balanță pentru unii tauri, dar și o decizie importantă. Decizia e în mâinile tale. În inima ta, asul de cupe, da? o veste bună pe care o primești. De asemenea, este o săptămână în care poți să cunoști o nouă persoană, dar aici te-aș să nu te gândești doar la dragoste. Da? Poate este un nou prieten, poate este o persoană care se apropie mai mult de inima ta. Taurul dă dovadă de înțelepciune, de iubire, de blândețe și e ca și cum inviți pe cineva să faceți pace. Pentru că uite, în mintea ta e șase de monede, deci. Uh, ești prins și pe bani săptămâna aceasta, primești bani, dai bani la rândul tău. Unii tauri puteți să cereți o mărire de salariu, alții cine știe sunteți preocupați pe pe, pe cumpărături săptămâna asta turnul, da? turnul aici vine cu o eliberare pentru tine. Turnul poate să vină și cu un eveniment total neașteptat care se petrece în exteriorul tău. Așa cum ți-am spus și în previziunile astrologice, vezi că pentru tine sunt lucruri care nu țin neapărat de tine. Da? Regina de monede e cartea ta, deci cineva te poartă în inimă, mai văd și o persoană care vrea să aibă grijă de tine sau cineva care are nevoie de îngrijirea ta, are nevoie de sfatul tău săptămâna aceasta. Dar mai văd și pe cineva care își dorește ceva stabil, ceva palpabil. 10 de băte. Poate să fie aici o săptămână aglomerată sau să intri în contact cu o persoană care duce ceva greu în spate. Mm, poate e vorba de Uh, multe activități pe care cineva le are de făcut. Poate este o persoană în jurul tău care trece printr-o transformare destul de mare și atunci uh, cumva tu parcă ești aici să ajuți omul respectiv. Da? Se întâmplă un eveniment aici de raștauri în jurul vostru care nu prea ține de voi și care uh, nu știu, va necesita atenție din partea voastră să îngrijiți omul ăla, să-l ajutați cu un sfat, să-i mângâiați sufletul, să-i fiți alături. Da? Dragi tauri, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mai ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și bineînțeles că dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, Primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru taur în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag la mulți ani încă o dată și să ne revedem cu bine și data viitoare, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc și o săptămână cu decizii cât mai înțelepte.